Salut prieteni, eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre balaurul dobrogean. Cel mai mare șarpe din România și chiar din întreaga Europa poartă un nume de parcă este rupt dintr-o poveste, balaurul dobrogean. Cu denumirea științifică Elaphes sauromates, mai este cunoscut ca șarpele balaur sau balaurul mare. Este un șarpe neveninos din familia Colubride, care trăiește în stepă, deseori în apropierea locuințelor omenești, chiar în podurile caselor unde vânează porumbei. Comparativ cu șerpii mari constrictori din zonele tropicale, balaurul dobrogean are o talie mai mult decât modestă, dar cu toate acestea rămâne nu doar cel mai mare și mai masiv șarpe de pe la noi, ci chiar de pe întregul continent. Poate ajunge la o dimensiune de 2 metri și 60 de centimetri, uneori chiar mai lung, și poate ajunge la o greutate de 20 de kilograme. Este un șarpe predominant terestru, care se urcă rar în copaci, iar atunci când o face, este pentru a căuta ouă și pui de păsări. Specia iubește zonele calde, având un areal de răspândire în sudul Europei și vestul Asiei. Se întâlnește mai ales în Iran, Georgia, Siria, Turcia, Ucraina, Grecia, Bulgaria și România. Șarpele balaur se întâlnește până la altitudinea de maxim 2500 de metri în Caucaz. Istoria răspândirii sale este deosebit de interesantă, deoarece balaurul dobrogean și-a extins arealul său de răspândire datorită fenomenului de încălzire globală din ultimii 10 de ani. După cum îi spune și numele, cel mai des folosit de specialiștii români, de balaur dobrogean, acest șarpe este întâlnit la începutul secolului 20 doar în zona Dobrogei. În țara noastră este un șarpe protejat prin legea numărul 13 din 1993. Ochii sunt de mărime mijlocie, cu pupila rotundă. Dinții maxilari au o lungime egală. Culoarea pielii șarpelui este gălbuie, ușor castanie. Masculii sunt întotdeauna mai mari decât femelele, însă femelele sunt mai întunecate la culoare. Specialiștii spun că acest șarpe este deosebit din multe puncte de vedere. Dacă își simte teritoriul amenințat, refuză să se mai înmulțească. În România, împerecherea are loc în lunile iunie și iulie. În această perioadă, acești șerpi țin un post nupțial caracteristic. Femela depune de la 4 până la 16 ouă, care eclozează după câteva luni. S-a observat că femelele acestui șarpe au grijă de puii săi, un fenomen rar întâlnit printre șerpi. Când este atacat, balaurul dobrogean șuiere sau pufăie. Iarna hibernează, apare după hibernare prin aprilie, fiind activ până în septembrie sau octombrie. Nu îi place soarele foarte puternic. Primăvara și toamna este activ în tot cursul zilei, însă vara se ascunde în galeriile rozătoarelor și sub pietre. De obicei, indivizii trăiesc izolați. Pentru om este inofensiv, dar când este capturat, se apără mușcând. În captivitate năpârlesc de 4-5 ori pe an. Se hrănește cu răzătoare de talie mare și mijlocie, ca șoareci de câmp, șobolani, popândăi, hârciogi, iepuri, păsări și mai rar cu șopârle. După ce a apucat prada cu gura, se încolocește în jurul ei până ce o sugrumă și nu se desface din jurul ei, până ce simte că victima nu se mai mișcă. Prada o înghite întreagă, începând de regulă de la cap. Ouăle, de dimensiunea celor de găină sau de rață, le înghite întregi. Dușmanii naturali sunt păsările răpitoare, șorecarul, eretele, barza albă sau vulpile. El este destul de rar întâlnit în ultimii ani, datorită defrișărilor pădurilor și a faptului că omul îl omoară ori de câte ori îl întâlnește. Însă, ar trebui să știe că cel mai mare șarpe de la noi rămâne un animal extrem de periculos doar pentru șoareci și șopârle. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!